Copii și adulți s-au adunat astăzi 4 iunie la Biblioteca Județeană G.T. Chirilanu și au vorbit, au cântat, au transmis mesaje despre cum ar trebui să fie copilăria fără violență. A fost o manifestare organizată de Inspectoratul Județean de Poliție Neamț și de elevii Liceului de Arte Victor Brauner de Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii, desfășurată în cadrul unei expoziții de fotografie și pictură Aripi Invizibile. Primii au vorbit adulții, printre care șeful Poliției Neamț și secretarul general al prefecturii, dar cel mai emoționant a fost mesajul copiilor și mai ales cântecul lor. Mamă, ai încredere în mine, într-o zi voi fi și eu mare ca tine, mamă. Mamă, le voi ști și eu pe toate când o să cresc. Previzibil, discursul lui Eugen Simion, un specialist în problematica abuzului împotriva copiilor, a avut substanță și a conținut îndemnul de a reacționa atunci când un copil este în pericol. Online, intrați pe site-ul de ceasă de ceuri și puteți să depuneți acolo o sesizare, nu voi neapărat, un prieten al vostru, o cunoștință, cineva care are nevoie, cineva care vede pe stradă că se întâmplă ceva rău, chiar el. A trebuit să intervenim, un copil de o fetiță de 9 luni, era ținută de tatăl ei, în brațe, pe la niște magazine, prin, și dacă ploua și dacă era frig, copilul în brațe. A trebuit să luăm această măsură, chiar dacă principiul de bază este să nu separe copilul de familie. Dar sunt situații în care trebuie să facem lucrul ăsta. Sunt situații în care un rău pe care tipurile îl facem poate să stopeze un rău mai mare. Emanuele de la Mancusa, elev în clasa 11-a la Liceul de Arte, a interpretat două piese prin care a vrut să sublinieze dualitatea dintre violență și bunătate. Manifestarea s-a încheiat cu aplauze și felicitări pentru participanții care au primit diplome, cei care au fost prezenți pentru că unii au absentat, și cu invitația la o prăjitură și la o discuție liberă despre bucuria copilăriei, sprijinul adulților și aripile invizibile de pe umerii copiilor. Ionice Elisa, Sava Elena, Dascălu Rareș, Miron David, doamna profesor coordonator Stanciu Adriana.